Salutare prieteni, sunt Dragoș de la Olight România. Vă prezint ceva interesant, foarte interesant, iMini 2. Și arată cutiuța. O lanternă reîncărcabilă, 50 de lumeni. Foarte mică. Da, imediat. Deci o lăsăm. Ea vine în două variante, pe negru și pe verde. Și în pachet mai este inclus și o carabinieră de tipul ăsta, de prins la breloc. Ok. Ok. Uite, să vi le arăt întâi așa cum arată. Foarte, foarte mici. Foarte frumoase. Verdele ăsta, cel puțin, este absolut superb. Da. O să vă arăt mai târziu. Ce este interesant? Odată. Deci, ea rămâne prinsă aici de chei. Ca să o folosim, pur și simplu se extrage din suport, da? Și ea s-a prins. Bun. Când nu o mai folosim, o prindem la loc și rămâne aici. Suportul este foarte, foarte rezistent. Eu am la chei de vreo 3 luni și nu s-a întâmplat nimic. Adică nu. Da, mi-e greu să vă explic, dar e foarte rezistent, adică trebuie să o trag destul de tare de ea. Așa. Interesant este că acest... Ia uitați, lanterna de fapt cât este de mică. Da? Extrem, extrem de mică. Da? Dar are și fixare magnetică. Da, se fixează pe orice suprafață metalică și foarte bine, aveți o pană, ceva, o lipiți pe ușă, pe orice. Da? Cuțitul ăsta este tot de la Olight. Ia, fugit. Beagle și îl găsiți pe site-ul kapapro.ro și cu mănușile și toate, tot ce importăm noi sunt acolo. Pe site-ul Olight România găsiți doar lanternuțele. Așa, și să revenim. Și o a doua parte interesantă e că aici, dacă scoatem protecția asta de silicon, aici practic rămâne o mufă USB și se poate încărca în orice dispozitiv sau orice baterie externă, mufă de aia de la mașină, da? Absolut orice încărcător USB, pur și simplu o introduce aici și ea se încarcă. Îmi place foarte, foarte mult. Este o lanternă, adică Olight a revenit la chestia de inovație. E ceva ce, să țin eu se vadă, mi-a plăcut când am pus mâna pe ea. Ceva nou, ceva deosebit. Vechiul model. Și ăla era micuț, era interesant, dar cu bateriile alea. E, dar ăsta e altceva. E parcă o Olight care ne-a obișnuit cu chestii interesante. Deci, pac, spuneți voi dacă nu e interesantă răcovenia asta. Pac, și s-a stins. Și să știți că este și foarte, foarte utilă. Eu mult timp am mers la chei cu un I1R2. Și aia e mișto, e un pic mai mare, nu știu ce să zic, așa îmi place asta că e mai deosebită cu încărcarea asta, pac, da, na. O lanternă foarte interesantă de făcut cadou, foarte utilă, extrem de utilă, întotdeauna am spus, deși îmi plac lanternele și am lanterne peste tot, da? În exces, astea mici de breloc, pe care le-am agățat la chei, sunt cele mai folosite
lanterne ale mele în viața de zi cu zi, dar cu un raport 80%, 20% restul, atât de... Așa, după aia urmează frontala, atunci când am treabă, dar în viața de zi cu zi astea sunt cele mai folosite, astea mici, și de asta sunt atent ce îmi aleg. Deocamdată fac testul cu asta, să vedem. M-am înțeles ani de zile cu lanternele de tip I1R2. Să vedem dacă rămân pe asta sau mă întorc la I1R2. Urmăriți și filmările de noapte, să vedeți în realitate ce poate să facă această lanternuță, cât ea de mică, chiar este extrem de puternică. Deocamdată n-am încărcat-o. I1R2-ul, nu știu, cred că îl încarc o dată la câteva luni, 3 luni, o chestie de genul ăsta. Mereu am zis că îmi notez undeva, dar nu știu exact. Asta până acum n-am încărcat-o. Deci cam asta e. Vă mulțumesc. Sper să vă placă și vouă. Mie îmi place foarte mult, așa ca obiect, ca inovație, să zicem. E o chestie super interesantă. Vă mulțumesc și vă urez o zi absolut superbă.